Am decis să emânăm un premiu, deoarece el de acum și-a făcut o datorie, datoria de continuitate a neamului. El se numește Denis Turcanu și vă eliminează premiul pentru cutezanță de a fi unicul dat în cadrul marginal. A rămas plăcut surprins de acest premiu. Sincer spun, nu mă așteptam astăzi la el. Sunt practic membru al noii generații, cu mult înainte de a afla despre existența ei. Îmi amintesc acum cu plăcere clipile din aprilie 2002, când domnul președinte Ivăr Iroșca mi-a schimbat viața. Radical. Când am devenit membru acestuia, mi-am schimbat opiniile pe care nu le conștientizam până la urmă. Vă mulțumesc mult și îmi pare foarte bine vă văd aici, în sala aceasta. Și doresc noi generații mulți ani înainte să aducem țara aceasta la un viitor strălucit, ca peste 4 ani să preluăm puterea în această țară. Vă mulțumim! Iată că am ajuns și la ultimul premiu pe care îl vom decerna în această țară. El este ultimul, însă, după cum am menționat cineva din sală, fiecare dintre noi ar trebui să... Este premiant al acestei... al acestei sărbători. Dar am vrea să... Am lăsat pentru final acest premiu, pentru că se decernează unui grup de tineri pentru dăruirea cu osândire într-o trăinicie duhovnicească a neamului românesc. Echipii Drumul Crucii. Îl invităm pe domnul Mihai Aldauge pentru a ridica premiul. Mă gândeam că se termină prima parte și nu pot trăi un regas. Vin cu un cadou pentru că am venit la 10 ani, la aniversare. Deși este tocmai binevenit. Eu vă mulțumesc că acest premiu nu mi-aparține. Este premiul întregii echipe a noii generații. Este o acțiune, a fost o acțiune care eu mă mândresc deopotrivă și cu echipa care a parcurs acest drum. Pentru mine a fost o experiență deosebită, minte pentru ei. Aș dori noi generații mult succes și să știți că, dincolo de toate calitățile extraordinare pe care le întruniți, activitate socială, pronunțată, convingeri politice, moralitate. Aveți un atu pe care noi nu-l avem. Aveți tinerețea. Iar tinerețea dă posibilitate să faceți mult mai multe decât am făcut noi, să reparați multe din greșelile pe care le facem noi toți, iar unele să nu le mai comiteți. De aceea, mult succes și drum bun!
Dar spuneam că am venit aici la o aniversare, de aceea parcă am intuit, am adus două cadouri pe care le păstram la mine în birou, dar spuneam că nu mi-aparțin. Este în primul rând icoana Deplenicioasului Vădvod Ștefan cel Mare și Sfânt, care am purtat-o în drumul crucei și care trebuie să o păstreze nouă generație, poate într-un viitor serb care îl va avea. Și un obiect deosebit de scump pentru mine este un drapel pe care are o cale atât de lungă ca și o parte din viața noii generații. Este drapelul care l-am purtat la toate meeting-urile începând cu 2002. Este vorba de protestele anticomuniste organizate pe PCD începând cu 9 ianuarie până la 29 aprilie. Drapelul care a fost și la Marea Adunare Națională, drapelul care a fost la toate adunările alegătorilor din 1 septembrie, 1 decembrie, drapelul care a stat în fața ambasadei Rusiei de la 29 septembrie 2003 până la 24, drapelul care a fost și la proteste atunci când am contracarat planul de lichidare al Republicii Moldova, planul COZAC, și în sfârșit acest drapel a însoțit echipa Drumul Cruce de la Chișinău la Putna și înapoi. De aceea dăruiesc aceste obiecte noi generații să duc acest drapel cu mândrie mai departe. Mulțumim, domnule Raude. Să știți că aceste obiecte care sunt pentru noi sfinte le vom ține în odaia noastră de la noua generație, în biroul nostru de la noua generație și ne vom mândri. Noi deja la noua generație strângem diferite obiecte care sunt nouă scumpe. Înainte de a încheia acest mânare care a avut loc echipei Drumul Crucii, aș vrea încă o dată să menționez acei tineri, să le rostesc numele lor și să-i mai aplaudăm încă o dată. Este vorba de Victor Popov, de Victor Ciobanu, Ion Cociuc, Vlad Burlacu, Denis Turcanu și domnul Valentin. Aceștia au fost din membri nouă generație, da, uit și Iacob Mândrescu. Vă rog încă o dată aplauzele pentru echipa Drumul Crucii. Da, vă mulțumim mult, mă mândresc și eu că am fost în această echipă. Într-adevăr, sunt amintiri. În continuare, după această minunată decernare de diplome... Da, vă mulțumim mult, mă mândresc și eu că am fost în această echipă. Într-adevăr, sunt amintiri. În continuare, după această minunată decernare de diplome, urmează picul, aș zice eu, acestei manifestații culturale, aș zice eu. O invităm alături de noi pe tânăra, frumoasa, inteligenta, Cezara. Cezara cea care a fost alături de noi și va mai fi, asta credem, la toate protestele și la manifestațiile culturale. Îi mulțumim! Salutăm la națiune! Da, știu. Și nici de cum nu puteam să lipsesc de așa o zi frumoasă, o seară frumoasă. Știu că sunt două sărbători și deja s-a vorbit toată seara de aceste două sărbători. Eu am fost și voi fi permanent cu inima aproape de voi. Da? A fost la voastră acum portocalie. Nu contează ce culoare va fi, voi fi permanent aproape de voi. Și sper în seara aceasta, nu știu cum va fi, deoarece sunt fără formație, dar mă rog, am să cânt ultima piesă, o piesă așa mai, deja o cunoașteți, o piesă mai dansantă, e Bândița, e prima piesă să fie Să nu mă lași pentru voi, să nu mă lăsați fără pe PCD niciodată. Și nu mă uitam. Și
deja pregătim un album nou. Am uitat să iau că... Ok. Vreau să fac un cadou pentru, special pentru PPCD, deoarece pe 17 septembrie a ieșit primul nostru album. Din păcate nimeni n-a fost acolo. Poate a fost cineva. Și am să fac un cadou. De păcate CD-ul nu mai este, dar mi-a rămas caseta. Și o să fie un cadou pentru, în special pentru voi, noua generație. Pentru noi toți.
Îmi place foarte mult. Bine. Și acum, știu că poate vă place poporul, poate nu. Eu nu știu cum am să, am să mă descurc aici singură să mai sar pe sus. Nu știu ce acum. Bine, să încercăm. Nu mă uitam. Păi dacă o să mă susține și o să mă spune în picioare, o să fie mai bine. Hai! Se uită noaptea pe geam, se uită noaptea și la mine, și crede că vreo 14 ani, și crede că la fel ca mine, și spune că e îndrăgostit, de fapt se pare că eu tot. Gracias.